și vedem că ONU a reamintit că omenirea trebuie să se pregătească pentru valuri mai intense de caniculă și le-a recomandat cetățenilor să-și facă propriul plan de luptă pentru a înfrunta temperaturile extreme. În România ne-am putea confrunta cu cea mai călduroasă lună iulie din istoria măsurătorilor. Discutăm subiectul cu ministrul mediului, domnul Mircea Fechet. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Așadar, vedem că vine acest avertisment din partea ONU și anume acela că ar trebui să ne pregătim cu un plan. Din punctul dumneavoastră de vedere de ministru al mediului, cam care ar fi planul în contextul în care vedem că se anunță un nou val de caniculă și temperaturi ridicate peste 40 de grade? Întreaga planetă discută despre modul în care ar trebui să ne pregătim pentru schimbările climatice. Așa cum și în România observăm chiar în aceste zile fenomene meteo extreme, de la căldură sufocantă până la furtuni extrem de violente. Mi-a trimis mai devreme cineva imagini din județul Bacău, unde grindina a făcut prăpăd. Iar din acest punct de vedere, aceste evenimente meteo extreme despre care vorbeam mai devreme tind să devină o chestiune normală, o chestiune la care suntem obligați să ne adaptăm, pentru că este marca schimbărilor climatice despre care probabil am discutat prea puțin în ultima perioadă, dar despre care cu siguranță vom discuta în viitor mult mai mult. În ceea ce privește modul în care ar trebui să ne pregătim, în funcție de tipul acestor fenomene, pentru că, repet, discutăm de vijelii, discutăm despre ploi torențiale, discutăm despre viituri în anumite zone foarte localizate și din acest motiv, pe de o parte, populația trebuie să fie prevenită. Și aici avem, din fericire, sistemul RoAlert, care funcționează bine de cele mai multe ori. Și, pe de altă parte, ar trebui să fim pregătiți pentru a ne feri de astfel de pericole. Și ploaia torențială, vântul foarte puternic, canicula... Dincolo de pregătirea individuală, domnule ministru, ce fac autoritățile în acest sens? Vedem, de exemplu, că Organizația Meteorologică Mondială anunță că valul de căldură se va intensifica. Mâine, de exemplu, în țara noastră, sunt două tipuri de coduri. Pe de o parte, cod portocaliu de caniculă, pe de altă parte, un cod portocaliu de ploi și vijelii. Și atunci întrebarea este dacă țara noastră este pregătită, de exemplu, dacă vorbim despre temperaturi ridicate, cum stăm cu rezervele de apă? Pentru că am văzut că sunt localități unde apa nu mai este tocmai la liber. Am avut discuții cu specialiștii din Ministerul Mediului, cu cei de la Administrația Națională a Apelor Române. Trebuie să vă spun că în acest moment gradul de umplere al lacurilor de acumulare în România este de 87%. E un procent extraordinar de bun. Este chiar cu 15% mai mult decât am avut anul trecut în aceeași perioadă. Și dacă îl comparăm cu gradul de umplere din Spania, care e de doar 25%, putem să spunem că suntem pregătiți din acest punct de vedere pentru perioada caniculară ce urmează să o traversăm. Sub 50% deja discutăm despre restricții, însă nu e cazul și nici nu va fi cazul în această vară din estimările specialiștilor. În același timp, suntem pe deplin conștienți că în România există foarte multe sisteme individuale de alimentare cu apă, fântâni mai pe românește, și am solicitat astăzi colegilor din ANAR să înceapă monitorizarea gradului de umplere al fântânilor pe întreaga perioadă a verii, cel puțin săptămânal, pentru a ne asigura că nu există probleme de acces la apă potabilă și, dacă există aceste probleme, împreună cu administrația publică locală, să putem să venim în întâmpinarea cetățenilor. Nivelul Dunării este scăzut
dar nu la niște cote care să ne îngrijoreze. Astăzi avem 3500 de metri cubi pe secundă față de media lunii de aproape 5300 de metri cubi. Nu avem probleme nici cu navigabilitatea pe Dunăre, nici cu apa pentru irigații în agricultură, fie că vorbim de Dunăre, fie că vorbim de alte cursuri de apă folosite în acest sens. Și, domnule ministru, o ultimă întrebare. Se gândește Ministerul Mediului să ia măsuri în ceea ce privește defrișarea zonelor forestiere din țara noastră? Pentru că, de exemplu, inclusiv lipsa vegetației duce la ridicarea temperaturilor. Este adevărat că în acele orașe unde există foarte multă vegetație, e mai ușor de suportat canicula. La fel cum știm foarte bine că perdelele forestiere protejează nu doar drumurile naționale, cât ar putea să protejeze și suprafețele agricole. Există estimări ale specialiștilor care confirmă faptul că putem avea o productivitate de până la 25%, 35% mai mare pe acele suprafețe care sunt înconjurate cu o perdea forestieră, lucru care ajută la o mai bună păstrare a apei în sol. Iar din acest punct de vedere aș mai spune că oprirea fenomenului acesta de tăieri ilegale de păduri este un fenomen care ne preocupă, este un lucru care ne preocupă în fiecare zi, nu doar în perioada caniculară, și aș spune că România a făcut progrese masive la acest capitol, folosindu-se de Sumal 2, sistemul electronic de trasabilitate a masei lemnoase, și de toate tehnologiile pe care le aplică și astăzi, și mai ales mă refer la cele pe care le vom aplica în viitorul apropiat, adică tehnologii moderne, precum hărți satelitare, camere video inteligente în fondul forestier, sisteme de calculare a volumelor de masă lemnoasă care folosesc tehnologie LIDAR de ultimă generație și alte astfel de echipamente moderne, digitale, și care să ne ocrotească fondul forestier la care ținem fiecare dintre noi foarte mult. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.